Alții. Da, te ascultăm, Marinela. Spune-mi, te rog, de ce n-ai mai fost de 3 ani la fetița ta? Dar ai luat un pahar la bord, te rog frumos, și ieși afară din meci. Daniela, lasă-o un pic, te rog. Lasă-o un pic. Asta, că m-ai zăpăcit de cap. Daniela, lasă-o un pic să vorbească, Marinela, te rog. De ce ți-ai părăsit fetița de 3 ani și n-ai mai venit să o vezi? Bună seara, în primul rând. Bună seara. Eu, copilul meu, nu mi l-am părăsit. Of, Doamne, când plânge inima mine. Dar atunci de ce n-ai mai venit să o vezi de 3 ani? Ascultați-mă un pic, vă rog. Da, se vorbește foarte urât de mine. Nu zic că nu. Dar eu copilul nu mi l-am părăsit. Dar cum o susții? Dacă nu l-ai părăsit? Cum contribui la creșterea ei? Cum o ajungi pe mama ta, care are nevoie de bani? Eu din lună în lună trebuie să pun 300 de euro acasă. Dacă am posibilitate, chiar și 400. Păi înțeleg că nu ai pus anul ăsta decât 300 de euro în total. Nu este adevărat. Ai dovezi că ai trimis? Nu că ar trebui să te justifici, dar până la urmă este fetița ta, spui că o iubești. Eu am trimis. Dar de ce, nu vrei să dai o declarație să o lași pe mama ta să se ocupe puțin de ea până revii tu în țară? Nu se va întâmpla niciodată așa ceva. Copilul meu este copilul meu. Păi da, și Marinela, atunci cum te implici, Mirela? Nu poate să-și ia. Daniela sau mama, vă rog frumos. Și doamnă, acolo că nu mi-aduc aminte, doamnă, nevastă blondă, acolo că nu mi-aduc aminte numele. Da, nici nu are importanță. Care prezentați emisiunea, vă rog frumos. Mirela, semăn cu Marinela. Mirela. Marinela, spune-mi, te rog, dar cum poate bunica să ia tableta nepoatei dacă tu... Să fiu întreruptă? Te rog. Aș putea vorbi fără să fiu întreruptă? Vă mulțumesc din toată inima. Deci, fac 31 de ani. Am avut acest copil dintr-un viol. Am fost bătută de mama mea, nu zic că nu. Am avut un accident. Uite, își fac cruce. Deci vă rog, din toată inima. Marinela, și dacă ar fi fost un viol, ce vină are copilul? Nu are nicio vină. Dar de ce pe lângă copilul meu trebuie să suferi și alții? Păi cine mai suferă? Să ce... dau de ceasul morții ale tale, mama și sora. Bun, de ce mama mea mă atacă doar pe mine, știind cum i-am crescut copilul, cum l-am avut, aș vrea să știu ce educație. Marinela, tu ai consumat ceva acum? Ai băut ceva înainte? Absolut nimic. Atunci consumi altceva dacă nu băuturi? Marinela? Absolut nimic. Marinela, tu o ceri pe mama ta? Că ți-a crescut fata? Eu nu cer. Eu îi cer. De ce eu nu sunt lângă copilul meu? Păi de ce nu ești? Pentru că în ultimii 13 ani, că acest copil, eu i-am dat viață. Întotdeauna am ajuns la ceartă cu mama mea. Nu Marinela! Nu la bani. Da, vă rog. Tu văd că o ceri pe mama ta. Eu cred că nu ești eu în măsură să o ceri pe mama mea. Îți cauți fata? Vorbești cu fata la telefon? Cât de des vorbești cu ea? De câte ori mama mea nu învață să-mi țipe sau să nu vorbească? Bun, nu mai putem continua acum.